Plin mi podul de mulțeam se intitulează cel de-al cincilea volum de versuri a poetului popular Cătălin Cioba. Cartea a fost lansată în cadrul unui eveniment complex organizat la Muzeul Etnografic Reghin, duminică 22 iunie. Cătălin Cioba spune că acest volum este cel mai bun dintre toate și cuprinde versuri care majoritatea sunt cântate de interpreți de muzică populară. Prezentarea cărții a fost făcută de directorul Bibliotecii Petru Maior, Sorina Bloj, iar coperta a fost realizată de artistul plastic Marcel Naste. Această carte e dedicată multor prieteni ai mei și pe această cale vreau să le spun că mi-e plin podul de mulțam. Sper să se simtă. Eu, această idee mi-a venit odată, am avut un contract cu cineva, cu un artist, i-am scris și am căzut bolnav. De la stres, am stat în spital 3 luni și nici nu am primit bani nici în ziua de azi. Și așa mi-a venit ideea să scriu primii podul de mulțam. Și această carte, după părerea mea, este dintre cele 5 cea mai reușită. El, de fapt, păstrează tematica, satul românesc, cu neamurile, cu vecinii, cu prietenii. Cele mai multe sunt texte pentru soliștii de muzică populară care așteaptă cel mai mult această carte, pentru că multe sunt cântate de soliștii de muzică populară. Putem spune că au făcut carieră și datorită textelor bune pe care Cătălin le scrie. Cătălin Cioba este unul dintre cei mai valoroși animatori culturali din zona Reghinului, care timp de 7 ani a organizat la Nadășa un festival dedicat soliștilor de muzică populară din județ. Dar de numele său se leagă și alte realizări, iar acest volum aduce un plus de valoare culturii populare ardelene. Este unul dintre cei mai harnici animatori culturali ai județului nostru, este director de cămin cultural în Nadășa, consilier la primărie și noi îl felicităm pentru că odată cu al cincelea volum aduce plus valoare poeziei populare. Majoritatea poeziilor din carte sunt auzite și pe posturi de radio, de televiziune, texte de muzică populară pe care eu le trec în carte pentru a-i proteja în primul rând pe artiști, pentru că se fură foarte mult și pentru a avea și o drepturi asupra lor. Eu în primul rând scriu pentru oamenii de la țară și scriu pe înțelesul tuturor. Deci ceea ce scriu eu pot să înțeleagă orice om, care o clasă, care 20 de clase, înțelege ceea ce scriu eu. Bineînțeles, acum pregătesc o carte, mi-e aproape gata, așa mai romantică puțin, pe înțelesul nu chiar tuturor. Duminică 22 iunie, la Muzeul Etnografic din Reghin, publicul a avut parte de un spectacol folcloric susținut de ansambluri și soliști din zonă, dar și de vernisaje expoziționale.